Bună seara tuturor și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Freelancer, realizată în parteneriat cu Asociația Freelancerilor. Numele meu este Anca Rancea și, ca de obicei, ne vom petrece următoarele 45 de minute discutând cu și despre cei care lucrează pe cont propriu. Păstrând direcția emisiunii de data trecută, cea în care am văzut și o perspectivă internațională asupra freelancing-ului în publicitate, când am avut comparația cu prietena mea venită din Coreea de Sud, cu Gina Kim, și cu Matei Curtașu. Vezi, Matei, că n-a mai fost atât de obositor și ți-am zis numele corect, te și salut cu ocazia asta. Mi-am propus ca și de această dată să aduc pe cineva un pic mai altfel în studio, care provine dintr-o altă cultură, cu o altă tradiție și care face niște lucruri un pic mai altfel. Haideți, nu vă mai țin pe jar, este vorba despre Ayako Funatsu, un freelancer din Japonia, un proaspăt freelancer stabilit în România, freelancer doar de 8 luni de zile. Bună seara, Ayako, și bine ai venit! Bună seara, doamna Anca! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Eu îți mulțumesc că ai venit alături de noi și că ai acceptat invitația mea. Ayako, ai o poveste atât de frumoasă. Mulțumesc. Haideți să le spunem și celor de acasă. Tu te ocupi cu, ești designer, da? Da. În origami, arta japoneză, ceea ce e cumva normal, adică doar când spui Japonia te gândești și la origami. Da. Dar în același timp tu mai faci și ceva deosebit, respectiv faci un design din flori de hârtie. Da. Și acesta este business-ul, aceasta e afacerea pe care ai deschis-o acum 8 luni? Da. Din octombrie? Din octombrie am început activitatea. Bine. Până să ajungem să povestim despre activitatea asta, spune-mi, te rog frumos, că mor de curiozitate. Cum ai ajuns în România? Eu am ajuns prima dată în România în 1995, septembrie. Da, eu am vrut să călătoresc singura, într-o țară în care nu prea mergeau japonezi. Ok, și de ce ai ales România? Căutând o țară, a apărut un mic articol din ziar japonez despre România. Și am citit, după aceea m-am dus imediat în librărie ca să mai adun, cred, informații. Și acel ghid turistic despre România, în care scria foarte frumos despre România, că în primul rând, dacă te duci la țara, localnici de acolo te invită la ei acasă. Așa și este. Da, te pun să stai cu ei la masă și până la urmă te cazează. Și ghid acolo scrie că dacă te duci în România, e foarte impresionat de ospitalitatea românilor și nu o să uite niciodată amintire. Da. Și a fost așa? Adică așa mi s-a întâmplat. Exact cum a scris. Exact așa mi s-a întâmplat. Oamenii au fost atât de drăguți și te-au luat acasă, ți-au oferit și cazare și masă? Da. Unde ai fost? În ce zone? Da. Prima dată am ajuns la Mănăstirea Agapia și după aceea Bucovina. Da, Bucovina mea. Și după aceea am fost în Maramureș. Da, cu Baia Mare, Sapunța, după aceea am coborât Cluj, Sighișoara, Brașov, Sinaia, București. Ai fost și la Sibiu? N-am ajuns atunci, dar am cunoscut o doamnă, mama și fiica, la Mănăstirea Agapia și m-a ajutat să caut, să cazez undeva la maicuță. Da. Foarte interesant. Da. Deci asta a fost primul tău contact cu România, da? Îmi spune că ți-au plăcut foarte mult oamenii, nu? Foarte mult. Și peisaj, tot m-am îndrăgostit România. Da. Îți spuneam înainte de emisiune și când ne-am cunoscut că eu am fost îndrăgostită de Japonia, da? Ca să vezi diferențele și mi se pare că Japonia este această țară care nu are legătură cu nicio altă țară din tot ce există pe lumea asta. Așa, da. Revenind. Deci ție ți-a plăcut în România. Și când ai venit de tot în România? Când te-ai mutat? Anul 2000. În 99 am venit să caut de lucru. Și am găsit într-o agenție de turism din București și am semnat contract.
Și ai venit din 2000. La momentul respectiv tu știai limba română? Nu, dar mi-a plăcut-o foarte mult română și exista un ghid de conversație româno-japoneză și chiar am memorat. Da, chiar am memorat. În cât timp ai învățat limba română, Ayako? Și acum învăț în continuare. Eu îmi fac multe greșeli gramaticare. Nu este și... de frat, vorbești foarte bine limba română, să știi. Primii, cred că 3-4 ani, tot timpul caietel și un pix. Și dacă nu știam, dacă nu auzeam cuvinte pe care nu știam, atunci notez și acasă caut un dicționar. Am făcut. Dar bănuiesc că ți-e greu, că alfabetul este diferit, sunetele sunt diferite. Nu e greu? Încă nu pot să identific. În japoneză nu este R și noi între. Sau B și V. Da, și mai fac greșeli. Nu, te descurci foarte bine, să știi. Nu, să nu ai nicio emoție în sensul ăsta. Bun, și acum hai să vorbim despre parcursul tău profesional. Da? Da. Deci ai venit, te-ai angajat de la această firmă de turism din București și ce ai făcut mai departe? După aceea am lucrat la această agenție în timp de 5 ani și jumătate și după aceea am vrut să fac facultate. În Japonia n-am făcut. După liceu am intrat direct în societate. În câmpul muncii. Da. Și pentru asta mi-am dorit foarte mult. Și te-ai înscris la facultate în România? Da, în Timișoara. Ce facultate ai eu? Facultate de relații publice, comunicare și relații publice. Felicitări! Da, mulțumesc foarte mult! Suntem colege de breaslă, suntem în același domeniu, tot comunicare și relații publice. Atât de greu să termin. Și care a fost reacția colegilor sau a profesorilor? Ei simțit că sunt îngăduitori față de tine? Da. Și m-a ajutat foarte mult, enorm. Și colegii mei tot timpul, eu, profesorul spunea, scrieți și trebuie să scriu. Și mi-e foarte greu să scriu. Să scrii după dictare, nu? Ce vorbeau ei, tu trebuia să scrii notițele la cursuri, așa este. Da, colegele mele tot timpul mă ajutau și eu împrumut caietele de la ei. Și acasă citesc. Citeam. Ai găsit continuare. Pe cineva cu scris frumos ca să și înțelegi ce scrie? Da. Felicitări. Bravo. Bun, și după facultate, deci asta s-a întâmplat, ai stat 4 ani de zile în Timișoara. Da, aproape 5 ani, da. Și pe urmă te-ai mutat înapoi în București? Da. De ce? Nu ți-a plăcut Timișoara? Mi-a plăcut, dar totuși am vrut să continui în viața în București. Da, și am găsit într-un loc, un job la București și m-am întors în 2010. Da. Bun. Și ai rămas acolo și la un moment dat îmi spuneai, apropo de începuturile tale în cariera de, nu știu, pe cont propriu să-i spunem, de antreprenor, de freelancer, că ți-a luat cât? Un an de zile până te-ai hotărât să faci pasul? Până la urmă... apropiem de aproape 30 de ani de muncă și eu mă întrebam, de fapt, ce vreau să fac în această viață, pe acest pământ? Sau faceam, din 2015 am început Froi de hârtie din origami, și mi-a plăcut atât de mult. Tot timpul după serviciu eu faceam, după ce ajung acasă, până noaptea târziu, 3-4 dimineața, faceam flori de hârtie. Da, și am vrut să fac ceva cu aceasta, dar exact nu știam. Și atunci, cred că 2016, septembrie am început, foaia a patra, am scris. După 3 ani, de fapt, după un an, 3 ani, 5 ani, 10 ani, prima dată, cum vreau să simt peste 3 ani? Unde vrei să fii, ce vrei să simți, ce vrei să realizezi, nu? De fapt, prima dată, simțul meu, adică după 3 ani vreau să fiu fericită sau vreau siguranță sau ceva de genul ăsta. Cum vreau să simt peste 3 ani sau 5 ani, 10 ani? Și job, ce vreau peste? Da.
Ce fel de, ce-ți dorești în carieră, da, ce-ți dorești, da, în viața și, personală, da, nu, da, ce te face fericită. Familie, locuință, da. Și ți-ai făcut așa o listă, da, cu obiective, da, nu? Și fiecare zi am citit. Fiecare zi am citit. Da. Deci ți-ai făcut lista în, nu știu, da, o săptămână sau cât timp ți-a luat să faci lista? În cât timp ai făcut acea tot foaie? Tot timpul. După aceea am făcut și re-am făcut, așa. Și mai adăugai, da, mai găseai, da, lucruri pe, da, care le mai, da, vrei să le adaugi? Și după aceea, pe lângă asta, acțiune pentru o lună de zile. Ce vreau să fac pentru o lună de zile ca să ajung aceste... La aceste obiective. Da, da. Deci tu ți-ai setat niște obiective, da, de fapt, da, da, pe care le-ai pus pe o foaie de hârtie, da, și ai zis, nu știu, vreau să fiu propriul șef, da, nu? Da, să, da, am mai mult timp liber, da, să, da, creez o artă, da, să lucrez, nu știu, din, da, cu obiecte de hârtie. Da. Da? Dar nu, nu numai de asta, și cu hobby sau familie, de tot. Tot ce vreau. Deci, ți-ai imaginat, da, de fapt, toată cum va arăta viața ta, da, în, da, acel orizont, da, de timp? Cu, da, totul. Și casa în care locuiești, da, și animalele de companie. De toate, toate. Da. Totul. Da. Și după 3 luni, mi-am dat seama ce vreau să fac. Că am ajuns că eu aș vrea să fac pe acest pământ crearea unei noi istorie de artă prin dezvoltarea domeniului de foaie de hârtie. Asta am ajuns. Asta este ambiția ta, asta este visul, da, tău, da, nu? Și asta, decembrie 2016, de fapt, decembrie 2016 am ajuns la această concluzie și încă un an am făcut, am continuat totuși ce am stabilit. Da. Și după aceea, ca să am... făcut obiectiv, adică ce vreau de la viața, și totodată am căutat ca să profund cunoștințe despre Freud de hârtie și am găsit o americancă care face business de 20 de ani cu Freud de hârtie și trebuie să mă duc acolo. Și ai fost sau urmează să te duci? Nu, nu, am fost. Ai adică fost deja? Asta, 2017 am găsit-o această doamnă și am deja, i-am trimis e-mail imediat. Și la anul 2018, prin primăvara, aș vrea să ajung acolo. Da. Și stai un pic. Da. Deci, dragii mei, având în vedere că avem un subiect inedit și o invitată inedită, sunt convinsă că aveți și foarte multe curiozități, ca și mine de altfel. De aceea, vă invit să ne adresați întrebări. Noi vă răspundem cu mare drag. Puteți să le puneți în comentariu pe Facebook sau pe YouTube la... oricare dintre variantele pe care le alegeți și prin care ne urmăriți, iar eu vă promit că noi vă răspundem în timpul emisiunii. Și acum revenind. Da. Deci tu ai cunoscut o americancă, da, ai găsit pe internet, da, da? O americancă, da, care deja era în acest business al florilor de hârtie. În timp de 15 ani. De 15, da, ani. I-ai trimis un e-mail, da, i-ai spus că vrei să o cunoști. Și ea te-a invitat acolo și te-ai dus în America și te-a învățat ce face ea? Da. Pentru asta acum dezvolt în continuare. De fapt, înainte eu faceam și cursul online din Japonia. Da, e acolo Japonia tot altfel de tehnică folosesc ei. Da. Față, da, de tehnica din America, America care e mai productiv, e productiv și orientat spre business. Asta aveam nevoie, că eu n-am făcut business niciodată și pentru asta... Orice artist, nu? Are nevoie și un pic de, da, business, de orientare, da, mai financiară sau mai pragmatică, da, în modalitatea de lucru, în tehnică, da, nu? Da. Ce nu știți voi este că Ayako, da, lucrează la... este de fapt o artă ceea ce face ea, da? Pentru că florile de hârtie sunt o alternativă la florile naturale sau la florile de plastic, da? Avem o alternativă mult mai frumoasă, mult mai valoroasă, în care muncești cât îți ia Ayako să faci o floare, un buchet, un aranjament. Depinde. Evident, da, de mărime, dar, da? Un aranjament de obicei, în general, 4-5 ore într-un aranjament. 4-5, da, ore lucrezi la un aranjament? Cu, da, câte flori? Cât de mare aranjamentul? E cu înălțimi de 50 de centimetri. Da.
Și am făcut cu ramuri, cu cireși. Da. Am văzut, aveți în spatele nostru, rulează niște imagini și cu siguranță aveți deja acolo și niște exemple de buchete de aranjamente făcute de Ayako. Ayako, da. Am văzut că te pasionează atât de mult România și istoria și cultura, încât inclusiv tu ai sărbătorit 100 de ani de la Marea Unire, da. Și ai venit și cu o propunere și pentru sărbătorile noastre tradiționale. Ia povestește-mi un pic despre noile tale, nu știu, bijuterii românești, românesco-japoneze, să le numim. Bijuterii, despre flori, despre aranjamente, despre mărțișoarele speciale, Eu, pentru că iubesc atât de mult în România și vreau să fiu alături de România, cultura românească, dar și cu oameni de aici. Și pentru asta tot timpul vreau să conectez ceva, produsele mele, să fie să se potrivească sau alături, produsele mele alături de România. Și pentru asta, anul ăsta, 1 martie, am inventat origamișor, origamișoare. De fapt, această idee a venit o prietenă de-a mea din Comana, a lansat carțișor, de marțișor. Și știu că un domn din Cluj a inventat amețișor, amețișoare cu parinca. În loc de mărțișoare, bun, niște mărțișoare cu aromă de alcool. Asta. Și așa te-ai inspirat pe tine să faci și tu mărțișor din origami. Da. Și înăuntru am pus cocor. Cocor e simbolul longevității și al norocului. Și longevității nu numai de vârstă, și relații, și prietenii de toate, și casnicii de toate. Și atunci m-am gândit și relația între Japonia și România și Japonia, sau eu în România să fie o relație de lungă. Și brandul meu, Natsuko, floi de hârtie, Natsuko, să fie cât mai lungă. Să trăiască aici, în România. Ayako, da, avem și o întrebare de la cei care ne urmăresc. Da. Întrebarea este: de unde îți găsești inspirația? Ce te face să creezi aceste modele? Pentru că, dacă ne uităm, sunt aranjamente foarte deosebite. Orice, mie îmi place, chiar când merg pe strada, tot, orice, cu România e inspirația mea. Când stau aici, vine inspirație. Inspirație. Să știi că sunt atât de mulți români care nu apreciază țara asta la adevărata ei valoare și cumva răspunsul tău sau această pasiune pe care tu o ai pentru țara noastră e destul de greu de înțeles. De aceea, te rog mult de tot, mai spune-ne o dată, ce îți place atât de mult la România? În primul rând, pielea mea simte și mi-e foarte greu să exprim sau vă explic de ce, dar în primul rând mă simt foarte bine, sunt foarte fericită că sunt aici, în România, dar totuși am analizat de ce. În primul rând oameni, prietenii, da, și peisaj, dar totodată cred că experiența pe care n-am fi putut să am dacă stăteam în continuare în Japonia. De ce? De ce crezi că n-ai fi putut face același lucru pe care îl faci aici, să-l faci în Japonia? De ce crezi asta? Ca experiența. Adică vorba de despre flori. Despre, nu neapărat. Nu, deci, general. În general, spre exemplu, dacă în Japonia nici nu ajung niciodată într-o televiziune, emisiune. Da. Am înțeles. E concurența poate un pic mai mare sau poate sunt mai mulți freelanceri. Chiar cum stă Japonia la capitolul oameni de afaceri sau freelanceri, oameni care lucrează pe cont propriu? E ceva normal sau mai degrabă oamenii lucrează, sunt angajați într-o companie? Eu sunt deja aproape 20 de ani aici, chiar nu mai știu. Informații nu sunt foarte curente, dar și în Japonia cred că s-a schimbat. În generația mea,
Odată, dacă mă angajează firma, rămân toată viața acolo. Da. Aveam siguranță, dar acum s-a schimbat. Da. Așa, spune tu. Bine. Știți că eu trebuie să vă mărturisesc că așa cum este Ayako pasionată de România, așa sunt eu pasionată de Japonia. Da. Mi-amintesc că am fost, cred că acum 2 sau 3 ani în Japonia, da. Și a fost acea țară din care m-am întors atât de entuziasmată încât am vrut să văd care sunt condițiile pentru a emigra în Japonia. Japonia. Da? Mi-a plăcut foarte mult, exact cum spuneai și tu, și oamenii, și peisajele. Era totul atât de diferit față de ce e la noi sau Europa sau chiar și alte țări din Asia, încât, nu știu, mi-a plăcut foarte mult ordinea, disciplina, de la peisaje, de la, nu știu, curățenie, blocuri, zgârienori în continuu, civilizație, oameni care zâmbeau un pic mai altfel decât la noi. De aceea și pe mine mă surprinde totodată că tu ți-ai lăsat familia, nu? Ți-ai lăsat părinții, ți-ai lăsat prietenii din Japonia pentru o viață în România. Da. Într-un moment în care nu vorbeai limba română, aveai prieteni la momentul respectiv în România? Da, aveam. Da? Aveai prieteni, aveam. Da. Bun. Hai să revenim la partea încă asta. Așa, vreau spune să spun, tu, cu români, chiar dacă nu știi limba, poți să comuniți. Asta e în România. Da. Să ia aminte cei care lucrează la brandingul României. Suntem o țară în care poți să cu ai cărei oameni poți să comunici chiar dacă nu le știi limba. Bun. Așa, hai să revenim. Deci, ai venit. De ce ți-ai deschis? PFA sau SRL? Firmă sau... SRL. SRL. Da. Bun, cum ai ales? Numere, denumirea firmei. Da, da, da. Și asta e tot de brandul meu. Se numește Natsuko. Așa. Da. Ce înseamnă? Natsuko e un nume obișnuit de fata. Da, dar vine de la numele meu. Adică eu mă numesc numere de familie e Funatsu. Așa. Natsu. Natsu, da. Și Ayako de Natsuko. Am înțeles, da. Am înțeles. Bun, deci cu numele am stabilit. Și cine ți-a făcut identitatea vizuală și logo-ul și site-ul? Ți l-ai făcut singură? Eu am făcut. Da, tu ai făcut logo-ul am rugat fosta mea colegă, care e foarte talentată, știe manga, și am rugat-o pe ea să deseneze, să-mi deseneze. Bun. Da. Ayako, cât de greu ți-a fost să renunți la o stabilitate financiară, la un serviciu, la un program fix, da? Și să începi ceva în care nu mai ai nicio siguranță. Da. Când lucram la... Când eram la corporatistă, tot timpul, înainte de a da demisia sau a pleca de la firma, tot înainte deja știam unde să mă duc. Urmează să, unde să mă duc. După aceea, tot timpul am făcut demisia sau preaviz sau asta. Anunțat pe șeful să știu înainte unde să mă duc. Dar când am găsit ce vreau să fac pe acest pământ pentru viața, n-a venit frica. Adică, o singură dată nu știam cum va fi, dar deja eu știam peste 100 de ani cum vreau să fiu, ce vreau să realizez. Deja și știi că va fi bine. Da, da. Și cred că fiecare persoană, dacă știi unde vrei să ajungi, cred că nu știu dacă o să... Da, nu pot să spun sutra asta, n-am frică, dar e... Cred că poți să faci pași. Dacă știi ce vrei să faci. Atâta timp cât îți urmezi visul și eu cred că poți să te duci mai departe cât de mult trebuie pentru și poți să renunți la orice, să te arunci pur și simplu în gol, în libertate. Da. Și acum, privind în urmă, ai vreun regret? Nu. Nu. Deci în continuare chiar este viața. Chiar mi-e place ceea ce acum. Nu vreau să mă întorc în trecutul, nu.
Dar te descurci din punct de vedere financiar? Încă da. Încă da? Adică din economiile pe care le-ai făcut, nu? Da. Le-ai pus deoparte? Da. Încă te mai întreții? Da. Bun. Păi hai să vedem atunci. Mai vorbește-ne despre ce poți tu să oferi clienților tăi, da, astfel încât să te ajutăm să nu mai trebuiască să folosești din economii, să venim cu niște bani noi. Da. În primul rând, eu, coa business-ul meu este închirierea aranjamentului florare pentru birouri. Da, deci nu vinderea lor, da? Ci închirierea lor. Da, și vând. Și vinzi, da, dar poți să și închiriezi pentru birouri. Da, birouri cu evenimente corporate, da, cu birouri, sale de conferință, recepții. Închiriere înseamnă fiecare lună eu livrez flori, aranjamente și pun la sale de conferință sau recepție și după o lună mă duc să schimb. Da. Bun. Da. Câți clienți ai? Sunt mulți oameni, bine, nu-mi trebuie un număr exact, dar sunt oameni care sunt deschiși la genul ăsta de, de afaceri, da? Da. Din ce domeniu? Domeniul, e mai multe domenii, acum și dezvolt în continuare. Uite, eu cred că genul ăsta de business cu închirierea, cred că merge foarte bine la saloane de frumusețe, nu? Acolo. Da, la avocați, da, la birouri de avocatură, unde cred eu că, ce fel de clienți cred eu că... Eu cred că și cabinetele stomatologice, așa pentru este, că acolo e durere foarte mare și înainte de a intra în sala, poate aranjamentele mele ajută. Să vezi ceva frumos și liniștitor. Da, uite, e un loc foarte bun. Poate chiar în cazul ăsta și la tot ce înseamnă clinicile medicale, nu? Nu doar, acolo, nu da, doar la dentiști, la orice clinică medicală, da. La hoteluri? Ai ajuns și la hoteluri? Am ajuns, dar încă n-am concretizat, dar chiar acolo, la intrare, la lobby, acolo e aranjamente mare, uriașă. Care a fost cel mai mare aranjament pe care tu l-ai făcut? Acest moment am făcut o înălțime de 1,20 m, da, și mai multe flori, sau o floare mare, mare, cu diametru de 60 de centimetri. Da. Foarte frumos. De-abia aștept. Și ai și cerințe din partea clienților, nu știu, legate de culori, anumite culori ca să se potrivească cu logo-ul companiei sau în general ei, clienții tăi te lasă să liber. Faci ce vrei tu și să îți în dai drumul? În principiu, da, nu trebuie... Nu impune așa, doar să niște fie... Niște reguli stricte. Nu. Să te lasă sezon. Să fii artiști. Da. Să fii artist. Da. Și asta pentru că și obiectul meu de peste 100 de ani se potrivește cu închiriere, pentru că vreau să creez în continuare și tot timpul mă gândesc. Închiriere înseamnă nu același aranjament, să ajungă mai multe companii. Eu fac, dacă fac un contract și după aceea eu creez fiecare lună pentru compania respectivă. Da. Și alte companii fac alt aranjament. Da. Și nu o să găsească niciodată același aranjament. Aranjament în altă parte. Mai există și niște excepții, dar în principiu. În principiu nu o să găsească. Nu. Iaco, dar nu există și oameni care ar vrea să intre în acest business, adică să închirieze de la tine aranjamente pentru acasă? Închirierea acasă încă nu am avut, dar chiar mare provocare. Dar ai vrea să faci și pentru acasă? Da. Dacă dumneavoastră a dorit chiar... Să știi că da, m-am gândit la asta, că de aici a venit și întrebarea. Prima dată, tot timpul, vreau să vad locația respectivă. Bun, da. Asta și... putem face. Da. Și vedem pe urmă ce te inspiră și ce iese. Da. Uite, dacă tot vorbeam de acasă, Iaco a venit cu, ia uitați ce cutiuțe drăguțe, cu niște cadouri. Mulțumesc foarte mult, Iaco. Okay. Și aș vrea să ne spui care e povestea acestor cutiuțe, acestei hârtii. E făcută de tine? Cum e? Despre ce-i vorba aici? Da, asta hârtie specială din Japonia. Se numește washi. Așa. Da. Și bopsitul manual.
Și asta, uași în sine, e o artă. Și tu te pricepi și la asta? Este, tu vopsești la rândul tău în hârtie? Nu. Nu. Eu doar cumpăr din Japonia această hârtie, dar cutiuțele sunt făcute de tine, da? Este tot un origami, de fapt, nu? Da, asta origami, da, hârtie origami. Și asta se potrivește pentru mărturii de nuntă. Botez. De nuntă botez. Da. Dar de unde ai știut că eu o să mă îmbrac în roșu și o să se asorteze? Că nu ne-am înțeles. Ia uitați-vă ce frumoasă este. Ayako, am văzut că tu predai și cursuri? Ultima vreme am fost la școală altfel. Așa. Cu copii. Am fost invitată să predau origami. Da, pentru mine acum e foarte important să creez piața. Pentru florile de hârtie, Da, și m-am prietenesc cu multe persoane să cunoască această artă de flori de hârtie, Natsuko, și cu copii, adulți, tineri. Și am început prima dată cu copii. Asta, cerințele sunt foarte mari. Dar încet cu încet vreau să dezvolt mai mult. Acum, tehnica pe care o folosesc, nu cred că cineva mai face în România. Da, și pentru asta vreau să dezvolt foarte mult. Pentru mine poate concurența, dar dacă nu există concurența, poate nu eu există piață. Da, și nu reușesc. Da. Și cum îți găsești clienții, Ayako? Pentru că tu vii dintr-o altfel de cultură, da? De cât timp ești în România? Parcă ai zis din 2000... De fapt, 19 ani. De 19, exact, 19 ani ești aici, da. Bun, a trecut totuși suficient de mult timp încât să cunoști oameni, să-ți creezi niște relații, niște prieteni, dar chiar să pornești un business, cred că ți este foarte greu. Cum, de unde îți vin clienții? Cum îi găsești? Sau te găsesc ei pe tine? Da, chiar sunt foarte fericită că câteodată mă găsesc ei pe Facebook. Bun, și tu folosești Facebook-ul? Da. Instagram-ul? Toate canalele de social media. Da. Folosești și LinkedIn-ul? Am făcut, dar nu prea trebuie. Într-adevăr, în România nu funcționează foarte bine. Nu atât de bine, cel puțin nu în domeniul tău. Deci Instagram, Facebook, ce mai folosești? Și mă ajută foarte mult în media. Da. Păi e și povestea interesantă. Ești dintr-o țară exotică, cu o meserie exotică, neobișnuită. Nu pot să folosesc această cuvinte, adică, dar acum vreau să fac și promovare. Și cum? Prin media. Ai o strategie? Ai pe cineva care te ajută? Da, eu am. Asta e și România. Oamenii mă ajută foarte mult. Foarte mult. Nu numai de business, ci cu lucrurile personale. De viața personală, da. Tot timp mă ajută. Păi și poate ai și făcut ceva ca să meriți să fii ajutată, nu? Nu, dar și dumneavoastră. Da, și toată lumea. Da, și avem Facebook, grup închis. Eu nu sunt foarte activă acolo, în acest grup de flori de hârtie pe Facebook. E peste 13.000 de membri. 13.000 care, de membri. Da, care fac flori de hârtie. Marea majoritate fac flori din hârtie creponată. Dar nu folosesc tehnica ta, nu? Sunt alți oameni care sunt pasionați de această artă. Da, și, dar câteodată am nevoie și de niște informații. Și chiar în zilele trecute am scris ceva și oamenii mă ajută. Tot timpul imediat vine răspuns. Poate persoana X știe cumva sau poate să mă ajute. Dar vă cunoașteți? Adică sunt oameni pe care îi cunoști? Nu, doar un grup pe Facebook nici măcar nu e creat de tine, nu? Era acolo creat. O doamnă româncă, cred că care trăiește în străinătate sau chiar nu prea știu. Da. Dar și noi ajutam. Da. Și când am început business, eu fac singura, dar nu pot să spun singura. Prietenii sau cunoștințe, foștii mei colegi mă ajută. Foarte te mult. Ajută cu un client sau te ajută cu ce te ajută? Clienți. Sau materiale, cu ce? Și cu furnizori? Tot fel de informații.
Da, și să am inspirație mai bogată, ce a găsit ei, imediat trimite pe mail sau... Da. Foarte drăguț. Și unde te vezi peste 3 ani? Dacă tot ziceai că deja îți știi unde vrei să ajungi, unde vrei să ajungi peste 3 ani? Nu. După 2 ani. Adică deja aproape a trecut un an. Aproape, da. Așa. Cum se spune, pot să stau pe picioarele tale. Da. Adică, așa. Da, pot să... Adică, nu fără griji. Adică, am înțeles. Deci deja te poți întreține singură. Da. Nu mai ai nevoie de să folosești banii din rezervă sau din economie. Da. Te descurci cât de cât, ai o stabilitate financiară. Da. Da? Și deja am stabilit în peste 10 ani. Acum în 10 ani. Și am 10 ani și în 100 de ani. Asta e... Minunat. Dar spune-mi care sunt celelalte obiective. Unde te vezi din punct de vedere profesional? Da. Și în 10 ani... Așa... Eu să fiu prima persoană care livrez flori de hârtie marca Natsco în altă planetă. Pe altă planetă? Da. Bun. Dar în altă țară nu vrei să începi mai întâi cu altă țară? În afară de România? Prima dată în România. Vreau să dezvolt numai în România. Numai în România? Da. Sau românii plecați în străinătate. Da. Foarte interesant. Da. Deci tu nu vrei să te duci să... îți deschizi tu, nu știu, locații sau magazine în alte țări, ci folosești tot românii, acest popor cu care tu te înțelegi foarte bine, aveți așa această relație deosebită, să te ajute ei mai departe să te ducă în afara țării. Foarte interesant. Și în planul meu, eu mai fac un business cu flori de hârtie încă în 10 ani. Așa. Da. Și după aceea vreau să intru în lumea artei ca să creez, să rămână operele mele peste 100 de ani, să ajungă la Muzeul de Artă a României. Foarte frumos și îți doresc din tot sufletul să se întâmple asta, dar eu cred că ești deja acolo, pentru că ceea ce faci tu este cu adevărat o artă, nu? Poate ne explici un pic de ce este o artă, de ce este tehnica asta atât de diferită, de ce sunt... mamă, deci văd în spatele tău mai sunt niște poze și văd niște aranjamente, acolo aș putea să jur că florile sunt naturale, arată minunat. Dar în primul rând eu vreau să dezvolt flori de hârtie ca arta, nu alternativ cu flori naturale sau flori din matase sau ceva. Nu, flori de hârtie e o artă. Eu nu mă deranjează să vadă florile mele să fie făcută hârtie, pentru că eu vreau să dezvolt asta prin hârtie. Da. Și deocamdată oamenii se gândesc alternativ. Dacă miresele care vor să pastoreze buchete de cununie, de mireasă în toată viața, atunci aleg. Ai avut și cereri de buchete de mireasă, din flori de hârtie? Da. Și ce fel de floare a fost cea mai cerută? Care e cea mai cerută floare? Nu, de obicei, marasa să aleg. Și eu scriu Margareta, iubire sau rananchiul. Deci le dai și semnificația florilor. Și te lasă să faci tu buchetul? Și eu așa procedez. Orice comanda, prima ta, eu creez. Adică tot trebuie să creez informații sau cerințele de la fiecare client în parte. Și eu creez. Și după aceea, de obicei, trimit poza. Da. Și eventual îți mai spun dacă vor mai mare sau mai mic sau mai mult galben sau nu le place rozul sau lucruri de genul ăsta, nu? Da. Foarte interesant. Bun. Deci, am stabilit cum a fost parcursul tău, respectiv cum ai ajuns să fii pe cont propriu, să fii freelancer, antreprenor. Cum te simți tu mai bine? Ești freelancer sau antreprenor? Mie îmi place acest statutul. Da? Și eu am lucrat în timp de 30 de ani în diferite companii și mi-a plăcut. Fiecare loc de muncă mi-a plăcut foarte mult, foarte mult. Dar te regăsești mai mult așa? Acum, și mie îmi place. Dar nu pot să vă spun că nu e ușor. Nu, dar tot timpul mă gândesc, dacă lovesc pe ceva, chiar mă distrez. Asta e viața și cum pot să rezolv? Da. Ce soluții am? Da.
Ești foarte optimistă și tot timpul cu zâmbetul pe buze. Ayako, ziceai că nu-ți pare rău, dar muncești mai mult sau mai puțin? Cum e? Muncesc. Mai mult sau mai puțin ca atunci când erai angajat? Mai mult. Nu? Da, dar uit. Nu-ți dai seama că trece timpul. Nu-mi dau seama. Te întreb asta pentru că majoritatea celor care vor să devină freelanceri, să trăiască și ei pe picioarele lor, să-și deschidă o propria afacere, își doresc mai multă libertate, mai mult timp liber. Dar, de fapt, ceea ce se întâmplă în realitate este că muncești mai mult, nu? Eu n-am nevoie, pentru că eu am scop și ca să ating acest scop, cred că trebuie să muncesc și mi-e place atât de mult. Câte ore muncești pe zi? Muncești în fiecare zi? Fiecare dimineață, de obicei, la ora 6 mă trezesc. Da. Și încep să muncești direct? Imediat, da. Dar când încerc să stabilesc întâlnire în dimineața, da. Și după ce mă întorc, încerc. Pentru că creație îmi ia timp. Da. Ce ți-a mai mult timp, să realizezi sau să-ți imaginezi, adică să faci pur și simplu aranjamentul sau să ți-l imaginezi, să-l gândești cum arată? Câteodată vine așa imediat, câteodată nu. Da. Și când nu vine inspirația, ai niște trucuri? Mă gândesc în continuare. Nu pot să mă opresc. Da. Și cea mai... Nu pot să spun, cea mai partea grea e și combinați de culori. Hârtie, așa cu hârtie dreptunghiată sau patrată pe masă o să fac. Și asta e ok, perfect, dar când construiesc flori, iese total altceva. Da. Ți se întâmplă să gândești ceva și când iese să arate, da, să fie și cu totul altfel? Câteodată și mai aici, cu aranjamente, o să vină aici și când fac așa, tot iese altceva. Câteodată mai e bine, câteodată nu. Și iar refac. Da. Ayako, ce ți se pare cel mai greu din viața asta de non-angajat? Deci, nu există nimic care să fie mai greu? Nu știu, să-ți găsești mai mulți clienți, să ai stabilitate financiară, nu e nimic mai greu decât atunci când erai angajată? Da. Deocamdată e ok și nu prea simt, dacă trece timpul, nu știu, poate, dar... Tu ești mult mai fericită așa. Da. Și cea mai mare satisfacție din ce vine? Cea mai mare bucurie pe care o ai acum? Din ce vine? Când livrez aranjament și oamenii, când face mulțumesc sau mulțumiri sau apreciază, asta... Când vezi pe fața lor bucurie. Da, da. Și asta e foarte important pentru mine. Acum, cum reacționează oamenii când dăruiești ceva? Da. Da. Câte buchete ai făcut până acum? Câte aranjamente? Buchete de mireasă am făcut unul, deși nașa unul. Nu. Câte buchete, câte aranjamente în total? Câte, într-un an de zile de când, sau doi ani de zile de când faci această artă, câte creații de ale tale ai? Trebuie să... Sute, mii, zeci de mii. Încă n-am ajuns în mii. Încă n-ai ajuns la mii? Da. Dar o prietenă de-a mea, florista de Hroina Tărare, mi-a spus, după ce a făcut cam, nu știu, 100 sau ceva, abia începe, cum se spune, poate să se descurce orice, da. Și acum tu încă ești în perioada în care simți că mai înveți cu fiecare buchet pe care îl creezi, da, nu? Da. Ayako, îți doresc din tot sufletul meu să... Ajungi în Muzeul de Artă al României. Mulțumesc. Ai luat cetățenie română? Nu, că guvernul japonez nu ne lasă. Nu ne lasă. Bun. Avem două. Am înțeles. Deci îți urez să ajungi acolo, în acest muzeu. Îți doresc din tot sufletul să ai foarte mulți clienți și să creezi cele mai frumoase buchete. Poate te gândești și la buchete combinate de flori naturale cu flori de hârtie. Da, s-ar putea să fie interesant. Foarte bună, da.
Îți mulțumesc din suflet că ai venit la emisiune. Mulțumesc foarte mult. Și mult, mult, mult succes pe mai departe. Vouă, dragii mei, sper că vi s-a părut interesant această emisiune. Ne revedem cu drag săptămâna viitoare și până atunci rămâneți alături de Canal 33. O seară frumoasă, la revedere!